Când se cere ajutor în alăptare? Când atașarea doare pentru mamă? Copilul nu udă minim 5-6 scutece după a 5-a zi de viață. Copilul nu are scaun zilnic. Copilul nu ia suficient în greutate. Copilul primește supliment. Poți cere ajutor atunci când sânii tăi devin dureroși, apar zone dure, roșii sau chiar canale blocate. Oricând sunt nelămuriri. Când este urgent să cere ajutor? Copilul nu a recuperat greutatea de la naștere până la 14 zile de viață. Copilul nu urinează, prezintă urme portocalii pe scutec, cantitate mică de urină cu aspect concentrat și miros înțepător. Lipsa scaunului timp de 48 de ore în primele 4 săptămâni de viață. Copilul doarme mult și nu se poate trezi. Apar răni pe mamelon. Nu uita! Alăptarea este un drept fundamental al fiecărui copil. Alăptarea reprezintă prima vaccinare a nou-născutului. Primii pași spre imunizare sunt făcuți prin alăptare. Contactul piele pe piele colonizează copilul cu microbii inofensivi ai mamei. Laptele matern asigură cea mai bună rehidratare orală în cazul infecțiilor și a bolilor. Protecția față de infecții este maximă în cadrul alăptării exclusive. Acordă atenție poziționării corecte a bebelușului în timpul alăptării. Laptele matern este unic. Nu poate fi duplicat sau înlocuit. Fiecare zi în care alăptezi este importantă pentru voi doi. Alăptatul nu este doar un proces prin care îi asiguri hrană bebelușului tău. Este o etapă complexă din noua voastră viață împreună.